Cât de frumos, cât de bine că mi-am cumpărat acest laptop, adică am făcut secret, sunt așa picat ca să-mi cumpere-o. Mie foarte bine că n-a trebuit să dau bani pentru altcineva, am dat bani pentru mine, pentru folosința mea. Dar acum trebuie să mergem la colindat cu steaua, pentru că este 24 decembrie și este ziua pe care o așteptam cel mai mult din an. Adică nu așteptam Crăciunul, ci așteptam mai mult, pentru că știți că mâine vine Crăciunul. Dar așteptam mult mai mult să mergem să colindăm, pentru că asta e tradiția mea preferată, să mă duc să colind toate chestiile de genul. Scrieți-mi și voi acolo în comentarii dacă vă place, dacă vă duce să colindați și toate astea. Și hai să mergem acum la Darcel, pentru că trebuie să mergem să colindăm. Stați să închid și eu laptopul ăsta, să nu l-am așa aprins aici. Și acum mergem foarte, foarte primești cu colindul! Primești cu colindul! Mă, ce fai, mă, Darcel? Bă, cum adică primești cu colindul? Mă, stai, mă, ți-ai luat și tu steaua? Băi, avem și eu steaua, Darcel. Mergem la mântuie cu steaua. Și mă primești sau nu primești? Da, 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 primești cu colindul, primești cu colindul. Gata, 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 hai, hai, hai. Da, da, gata, 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 nu mai țipa, Darusele, ia, Darusele, stai să-ți dau eu aici, ia, am, Darusele, ia, 5 lei și pleacă de aici, Darusele, poftim, gata, frumos, foarte frumos. Bă, hai să mergem acum, Darusele, trebuie să mergem la Alice, bă, dar tu știi steaua, pe bune, ia cântă-mă, Darusele, că n-am făcut nicio repetiție, n-am făcut nimic, dacă nu știm, Darusele, nimic. Și steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua voastră nu se știe și Marte pornește. Da, da, fix așa, bă, Darusele, steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua voastră lucește și lumii vestește și lumii vestește, așa e, Darusele, nu moarte, ce moarte. Maxi, hai, hai, hai. Au, capul. Bă, 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 stai puțin, stai puțin, mă, stai mă puțin. Mă, Darusele, dar stai puțin, bă, iar dacă mă duc puțin. Mă, da, bă, da, mai avem, bă, da, Darusele, uite-te puțin. Ce sunt cu astea? De când i-ai adus tu cadouul ăla lui Alice? Uite-te că iese așa de aici, ies numai de ăștia, Darusele. Ce, ești îndrăgostit după Alice sau ce e? Care e faza? Ce bără, bă, nu știu, nu știu. nu știu, ok, Darusele, hai mă că trebuie să mai așteptăm, Darusele, încă mai e până să facem seara, nu trebuie să plecăm acum, pentru că, fii atent, bă, Darusele, unde, bă, ce fac? Mă, da, poți să nu mai folosești magie astea de la cum făcut tu, de la nu știu de la cine le-a luat, dar ai făcut magie să se facă și noapte, Darusele? Nu știu, bă, dar hai, hai. Da, unde hai, bă, Darusele, da, deci da, mă așteptam colindul, da, cred că nu cu Darusele, mai bine era când mă duceam cu prietenii mei din copilărie, dar ce să și facem, am crescut, nu mai suntem, sunt în alt oraș, sunt cu Darusele și cu Alice, acum trebuie să mergem. Bă, da, unde a plecat ăsta, Darusele? Așteaptă-o mă și pe mine să vin și eu acum să colind. Da, nu uitați să puțin, deci cel mai nașpa colind, cred că o să fie cel mai nașpa anul ăsta, cel mai nașpa colind, pe bune, adică uitați să puțin. Bă, Darusele, așteaptă-o mă și pe mine, unde te duci, mă, vine înapoi, vino aici, ce tot faci? O copie, Alice, Alice! Bă, dar nu mai țip, mă, stai, Darusele, poți să nu mai țip, te rog? Ok, ia zi, mă, adu. Trecește și lumii veste. Trecește că astăzi curata prea nevinovata Fecioara Maria. Bă, Darusele, uite-te puțin, mă, cântă acolo în microfonul ăsta, cântă la microfonul, tu te mai ieși. Mă, ce caz, mă, Alice, bă, aici, tu în loc să faci aici pizza la oameni, tu cânti la microfon, steaua sus răsare, sau ce faci tu aici? Bă, păi, dar nu-i, dar ziceți ce vreți, ia, hai, adică ce vrem, păi, hai să mergem cu steaua, da, am venit, uite, steaua sus răsare, ia, mă, primi cu colindul, dar stai puțin, stai puțin, că trebuie, Alice, stai puțin, înainte de toate, trebuie să, da, pleca, stai puțin, bă, Alice, stai puțin, stai puțin, du-te la tine în casă, du-te în casă și trebuie să primești cu steaua, pentru că am venit cu colindător, Alice, după mergem toți trei. Dar să-l uite-te puțin la Alice, uite, de gata, mă, ce faci, mă, Alice, gata, nu mai mergi în casă, mă, dar, uite, Darusele, parcă s-a... opa. Bă, gata, Darusele, că ai intrat înăuntru, hai să colindăm, ești pregătit, bă, Darusele, dar știi pe bune, colind... Haideți, colindați, mă aud! Nu mare, ca o taină mare, să vă duce! Da, gata, lasă-mi pe mine! Steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește! Bă, știi ceva, mi-a plăcut foarte frumos, dar eu să vin mai târziu la colindat. Bani, alo, bani, dar să-l ce facem aici, păi așa să facem, păi lasă-mă că nu mai, dar să-l fii atent, fii atent, dar să-l nu vrea să vină, ok, lasă, ne ducem noi să colindăm, dacă a zis că nu vine la început, păi lasă-mă, dar să-l că o să fie mai mulți bani pentru noi. Dar să-l, M-am murdărit? Te-ai murdărit, da, dar Darusele, în fine, fii atent, hai să mergem prima oară, bă, mergem la doctorii noștri cu care suntem cei mai buni prieteni, dar Darusele, unde, da, știi că faci tu farse, da, alea, în fine, nu mai contează asta, hai să mergem să colindăm, bă, Darusele, da, hai să nu ne facem de râs aici, ok? Da, bună ziua, bună seara, de fapt, bună seara, primesc cu colindul, am venit să colindăm acum, hai, Darusele, 3, 2, mă, ce fai, mă, bă, alo, 3, 2, 1, și... Ei, bum, bum, bum.
pentru Staosul Drăsale. Da, ca o taină mare, bum bum, Staosul lucește și lumii vestește și lumii vestește, bum! Da, dar să le n-ai știu nimic, hai mă, să facem pe bune. Staosul Drăsale, ca o taină mare, Staosul lucește și lumii vestește. Bă, mă, gata, bă, ce mă doresc să faci așa? Ce visă minunată, copii, vă mulțumesc pentru colindă, ce să vă și la domnul doctor, se află în sala de pacienți, ca de obicei, va fi foarte bucuros. Poftiți și 30 de lei de la mine? Mamă, dar nu să le 30 de lei, până mă gătim, mă doresc să le facem o grămadă, bă, nu mai da, gata, hai să mergem. Mulțumim, la revedere, la sărbători fericite, hai să mergem și la domnul doctor, să ne facem de râs la domnul doctor, pe bun. Ai. Bună seara, domnul doctor, primiți cu Colindu, a venit aici cu Steaua. Hai, dar să-i 3, 2, 1, 5. Steaua strălucește, ca o taină mare, Steaua strălucește și lumii vestește, ce? Ca o taină, bă, dar stai puțin, bă, hai să cântăm pe rând, dar să tu primul și tu pe eu, ok? Steaua strălucește, ca o taină mare, Steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește. Steaua sub răsoare, ca o taină mare, Steaua strălucește și lumii vestește. Mă, ce vrei, dar să nu ne facem de râs la domnul doctor. Bă, ce mă, de face și hai să cântăm? Bă, dar ne putem să cântăm și noi ca lumea Steaua sau ne bate în joc? Ce cântăm? Două, trei versuri și atât, dar să le... Nu, mă, bă, dar tu nu știi, Rafale, tu nu știi. Ia zi, mă, tu, bă, toată, dar să le dacă știi, ia zi, hai să te vedem. Ok, ah, da, Steaua sus răsare, ca o taină mare, Steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește. Că astăzi curata, dar să le vinovata, Fecioara Maria, ia, îi dau una lui, dar... Mă, ce fai, bă, dar să le ridică-te, gata, da, domnul doctor, da, vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat Colinda, am vrut să o facem o zi mai bună, mai fericit, da, am făcut chestii de genul, dar să le a râs așa, a făcut faze amuzante ca să fim mai fericiți, pentru că știm că dumneavoastră sunteți aici, aveți foarte mare grijă de pacienți, este foarte mare durerea de cap și am vrut să o facem mai fericit. Foarte frumos cântecul, copii, vă mulțumesc pentru vizită, chiar mi-a săcut ziua mai bună, am zis, dar să le poftim din partea mea 50 de lei și spor la Colinda. Da, mulțumim, la revedere, domnul doctor. Mamă, de 50 de lei, mă, frate, 50 de lei cu încă 30 de lei, 80 de lei. Bă, dar să nu te-ai dus, mă, la revedere, sărbători fericite, dar să le, mă, dar să el, unde ai, bă, dar să el, a, pe, mă, ce faci acolo, unde te-ai dus? Nu contează. Acum și unde, bă, stai puțin, dar să le, fii atent, dar să le, unde vreau să mergem noi acum, fii atent, vreau să mergem și la bunica ta, dar să le, dar la bunica ta vreau să mergem cu Alice, dar să le, să-i din ce părere are că nu cunoaște pe Alice, bă, dar să le. Dar chiar, mă, fii atent, hai la bani. Mamă, să aibă, a, și la diner, și la Federico, ok, poate ne dă burger, bă, dar nu se le spere, mamă, moartea ta, dar nu se le burger, să ne dea Federico, să vedem aici. Rafa, bă, dar eu ce scrie aici? Ce scrie? Dinerul lui, dar să dăm 12, mă, tu chiar ai cumpărat ăsta pe bune? Cu, bă, de unde ai văzut banii, în primul rând? E, nu contează, bă, bună ziua, a venit patronul, costumerilor, primul Colindu, am Rafale, 3, 2, 1. Bă, stai puțin, dar să, dacă tu ești patronul, nu înseamnă că eu trebuie să te colim pe tine și să-mi dai mie diner sau ceva să-mi dai de aici burger și chestii de genul? Nu, stai. Mă, că când din partea asta ai 3, 2, 1 și Steaua sus răsoare, ca o taină mare, Steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește. Hai, mă, gata, dar răsile, că nu vreau să-ți cânt pe toată, că la tine e degeaba. Bravo, ia de aici, mamă, că zbam, bine, am plecat, dar răsile, mamă, mersi, dar răsile, am plecat și nu mai colim cu tine, pa, mă duc să colim pe toată lumea pe aici și le zic, mă, dar răsile, mă, ce fai, mă, tu aici, mă, dar tu îți bagi joc de Federico, de mânca lui aici, cum să scrie aici că e dinerul tău, dar răsile? Eu chiar că l-am cumpărat, bă! Cum le cumpărăm, mă, tu, dar răsile, zici și mie, cum le-ai cumpărat? Ei, pe fiante, am dat bani și am cumpărat. Da, da, dar să le-ai avut o grămadă de bani, da, dar să le mântă în fire, dar să puțin, acum trebuie să mergem la bunica, dar, bă, dar să le, nu vreau să mergem la bunica acum pentru că Alice încă n-a venit, fii atent unde vreau să mergem. Mai ții tu minte ce ți-ai cumpărat tu în vară, unde lucrai tu, dar să le, prin toamnă, vară, undeva pe acolo? Nu! Dar să nu știi ce se află în partea aia, ferma, dar să nu mai știi ferma, nu știi că mai aveai un tractor, dar să chiar, da, chiar tractorul tău unde e, dar să le? Acolo! Acolo, da, nici nu mă mai bag în seamă, dar să le, în fine, hai că mergem acum să colindăm și da, chiar sunt curios, să sperăm că vine și Alice după ca să o prezentăm bunica și lui Darcel, pentru că bunica lui Darcel nu știe absolut nimic despre Alice și chiar sunt curios ce părere o să aibă, ce o să creadă despre Alice când o să o vadă, probabil o să zică, dar Darcel ți-ai făcut o gagică sau ceva de genul, dar nu știu, mie mi se pare că nu, dacă tot am telefonul, eu zic să-l conduc și pe Madalina Gro.
Ce? Eu zic să-l sunăm și pe Madalina Agro. Să-l suni pe băiatul ăla sau ce? Da, pe ăla. Ah, ok, ia sună-l, Darasele, ia sună-l și colindă-i tu acolo, Darasele, colindă-i. Hai, 3, 2, 1 și colindă-i. Dă-i mesaj vocal, Darasele, că nu cred că să răspunde acum. Așa, bă, mâzile, fii antenă, m-auzi? Da, fiață, bă, primești colindu. Ia, 3, 2, 1 și te-au asus răsare ca o taină, mă, bă, că nu știu. Dar sărucește și lumii vestește și lumii vestește. Lasă curata. Hai, gata, fete, acum de bani în ochi, pa. Gata, cu ce-ai vorbit, mă, cu Madalina Agro, mă, ăla, dar tu încea, Darasele? Da. Mamă, cât de tare, bă, Darasele, dar tu n-ai mai fost pe la firmă, de cine mi-ai fost pe la firmă? Uite-l, mă, cum m-ai chemat, McGregor, mamă, McGregor, cât, mamă, mi-era dor, mă, Darasele, hai să colindăm, 3, 2, 1, și... Te-au asurățare, ca o taină mare, te-a voastră lucește, pum, și lumile te știm, Mamă, Darasele, gata, Darasele, că tu ești talentară de tot, da, să trăiți, McGregor, am venit aici să vă colindăm, Darasele, vă colindăm, hai că vă colind și eu acum, da, hai să colindăm amândoi, Darasele, odată, vrei? Hai, 3, 2, 1, steaua sus, răsare! Vă la fel, este antenă, eu să fac, uite și cât tu coți, ok, hai, 3, 2, 1 și... Steaua sus, răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește și lumii vestește, bă, Darasele, vezi că să cam uite cam urât pe tine, McGregor, ia stai puțin, ce colind frumos copii, dar, Darasele, ce faci, de cine mi-ai venit pe la fermă, ne era dor de tine, dar auzi, bă, Darasele, de cine mi-ai venit, mă, dar chiar, Darasele, ca să te-am întrebat, deci asta l-am întrebat și eu, de ce, Darasele, n-am mai fost pe la fermă, unde e tractor, unde sunt toate treburile astea, de-aia am zis să venim aici. Păi fii antenă, bă, eu am răcit, unde uite, eu încă sunt răcit. Da, ești răcit, Darasele, și tu ești așa dezbrăcat, Darasele, afară, nu poți să colinzi noaptea, nu? A, da, a plecat și pleca, mă, McGregor, da, nu știu, Darasele, nu, cred că, adică e mai micul, trebuie să-l înțelegi și pe el, o să vină când are Kiev, știți, atunci era toamnă, era vară, nu avea școală, nu avea probleme și era bine pentru el, în fine, vă mulțumim, da, ok, la revedere, nu, nu avem nevoie de nimic, mă duc acum după Darasele, mă, dar ce faci, mă, la bă, unde ai plecat, mă, Darasele, da, deci Darasele a plecat de tot, nu știu care este faza cu el, dar acum trebuie să mergem la fana. Dar Răsile, dar de unde ai învățat magiile astea? Poți să-mi spui mie cum mă teleportez pe mine lângă tine? Nu știu. Tu nu știi nimic, dar Răsile, ok, dar Răsile, ne-am mers să colindăm cu steaua și n-am mai folosit steaua. Acum la McGregor nu ne-am dus cu steaua, de-aia nu ne-a dat niciun ban. Ai folosit-o și nu ne-a dat niciun ban, bă, Darasele, ai plicat ca fraierul, ești tu fraier, Darasele, ce să spune, ești cel mai mare fraier din lume. Hai să mergem la Alice, să vedem ce facem, mă, că Alice n-a mai venit, bă, Darasele, ce tot facem, mă, unde te duci, mă, Da, în fine, nu mai e ce nimic, deja, cred că colindul ăsta a fost foarte, foarte nașpa, dar momentan acum o să vedem, pentru că trebuie să mergem la mama lui, bine, nu mama, bunica lui Darasele, unde am stat atunci, după cum bine știi, să vedem ce părere să aibă când o să vină și Alice acolo, pentru că chiar sunt foarte curios ce o să creadă despre Alice, sincer. Bă, Darasele, ce să petrece, mă, la Alice în casă? T-auzi cum s-aud sunetele alea de la brăduț, Darasele? Da, bă, nu știu, hai nu-ntru! Hai să mergem, să vedem ce tu faci, mă, Alice, mă, gata, mă, Alice, mă, ce... Ce faceți, bă? Alice, stai puțin, de ce arată așa bine bradul ăsta? Parcă nu arată așa de bine. Alice, ce ai făcut la brad? Bă, păi, am schimbat brazii cât ați fost voi plecați, na... Dar mai e seară, haideți că e timp să colindăm rapid. Da, Alice, noi după tine am venit să colindăm, că noi deja am colindat pe toată lumea. Acum trebuie să te luăm la Alice. Stați că trebuie să-mi dați și mie din banii care i-ați făcut. Păi stai puțin, dar n-ai venit cu noi? Cum? Adică hai că îți dăm de la bunica lui Darasele, dacă ne dă ceva. Dacă sunteți bunica lui, să știți că el e foarte obraznic, fură mereu, dă în mine, da, așa. Cum adică, bă? Bună, bunici, ce faci, ce-ai întâlnă bunii? Ia
Bă, am venit să colindăm. Alo, ok, Alice, bă, dar lasă, să plece și colindăm noi și ne dăm. Nu primește ea nimic, hai să colindăm. Da. Să rămână, deci am venit să mă colindăm astăzi pentru că este 24 decembrie, mergem cu Steaua și colindăm. Hai, dar să le 3, 2, 1 și Steaua sus răsare. Steaua lumii vestește că astăzi curata prea nevinovata Fecioara Maria naște pe Mesia. La anul și la mulți ani. Gata, hai să vedem, Poate și de bani. Bine ați venit, copii, vă mulțumesc pentru vizită și colind, dar cine este fata aceasta? Opa, dar însele, cine e fata aceasta? Ia spune-i tu, bunicii tare, dar însele, cine e fata aceasta? Pe fie antenă, bunii, ea este o prietenă de-a mea care am cunoscut-o la școală și ăsta este Rafael, ăsta este sclavul meu. De parcă nu mă știe pe mine, asta mi-a ficat adică sclav, dar însele, du-te mă de aici, bă, pe mine mă știe că am fost la aceeași casă, cum adică, dar însele. Vă minte, el mă știe de când am intrat peste el în casă. Bă, cum să spui așa ceva, bun, asta s-a întâmplat, bă, da, să rămână, noi, dar să le iau, a zis să ne servim din frigider, ia să vedem ce mai are, mamă, dar să le mi-era barbătul de aici, că mi-era, așa n-am cunoscut, noi am intrat peste ei în casă, da, ei m-au lovit, așa, au vrut să scape de mine, da, mamă, cum adică te-am lovit, adică, uitați ce face nepotul, vedeți? Mă, dar nu, dar ce? Da, la revedere, sărbători fericite, vă mulțumim, adică suntem foarte fericiți că am venit la dumneavoastră, la revedere, ne vom întâlni și de Crăciun, poate, vedem, bă, dar să le buci, bă, așteaptă-mă, buci, bă, cum, dar să, uitați-le puțină, dar să nu mai vreau să mai vreau. Stați punga cu bani, dați bani, punga cu bani, scoateți punga și dați bani. Da, uitați-vă puțin la ei, nu mai înțeleg nimic, măcar am fost la colindat, bă, după părerea mea mă duc acum acasă foarte frumos, deja mă doare puțin cap, așa a fost într-un fel, cât de cât amuzant, chiar a fost amuzant, trebuie să recunosc, dar colindatul ăsta n-a fost cum ar trebui, el să fie cum era pe vremuri, n-a fost, adică da, am venit cei drept cu Darusel și cu Alice, dacă eram doar cu unul dintre ei, poate decurgea altfel, dar într-un fel de fapt am fost cu Darusel pe la început, dar nu știu Darusel cum făcea toate treburile astea, mă ce fac, ce face Alice? Steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, La du și la mulți ani, scoate punga și dă bani! Mă, Alice, după ce că tu ai venit la sfârșit, tu mai vrei să mă mai și colegi pe mine, stai puțin, tu când am venit să te colegi cu Darusel, de ce nu ne-ai dat nimic? Acum vrei să-ți dai eu ceva, după ce că tu ne-ai lăsat pe noi singuri să mergem, acum mai vrei și bani, nu? Bă, așa e frumos, hai că mă faci să dau cu steaua în tine, hai fi de Crăciun mai bun și bine, dă bani. Bine, ia un burger, lasă bani, ia un burger, că după ce că tu nu ne-ai dat nimic... Bă, eu... ce s-a întâmplat tocmai acum, what? Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.